Doamnelor, domnilor, sunt Mihaela Crăciun și sunt bucuroasă să ne întâlnim din nou la Dincolo de alb și negru. Suntem pe TVR1 și pe TVR Internațional și aș vrea să salut chiar de la începutul întâlnirii noastre un telespectator căruia aș vrea să-i dedicăm o parte din această emisiune. Este vorba despre Mircea Carp, mai bine spus Mircea Carp un secol în serviciul libertății am evocat expoziția care este găzduită de Muzeul Național de Istorie al României și da avem foarte rar ocazia de a sărbători un jurnalist la împlinirea vârstei de 100 de ani Mircea Carp vocea inconfundabilă de la Vocea Americii și de la Europa Liberă a împlinit 100 de ani, este telespectatorul nostru, a fost de nenumărate ori în studiourile televiziunii române, dar acum ne urmărește de la Miuncen, de acolo, de unde în fiecare seară și ani de zile la programul politic ne spunea, aici Mircea Carp, să auzim numai de bine. Mircea Carp, iubitorul de familie, țară și adevăr acum când tatăl meu cu ajutorul lui Dumnezeu va împlini vârsta de 100 de ani, mă consider nu numai norocos, dar și extrem de privilegiat în afară de faptul că mă pot bucura împreună cu familia mea în continuare de un tată și un bunic extraordinar de iubitor. Avem în Mircea Carp un om cu o experiență de viață extraordinară pe care puțini oameni o pot împărtăși în ziua de astăzi. Într-adevăr, să auzim numai de bine cu care se încheiau emisiunile programului politic. Iată, urmărim și imagini din studioul de la Vocea Meci și de la Radio Europa Liberă, al lui Mircea Car, care a fost ofițer combatant pe frontul celui de-al doilea război mondial, unde a fost și rănit și ceva din disciplina militară rămăsese imprimat în felul cum aborda jurnalistul Mircea Carp subiectele sale. Clar, concis, fără echivoc. După epurarea tinerilor ofițeri în timpul instalării comunismului, Mircea Carp s-a alăturat rezistenței anticomuniste din munți, a fost arestat, încarcerat și a reușit să fugă din țară, să treacă frontiera din România în Ungaria și de acolo în Austria în 1948. Ulterior a ajuns în Statele Unite ale Americii, în 1951. În Statele Unite ale Americii s-a născut în 1965 și invitatul meu. Și îți mulțumesc din suflet, Mihai Carp, că ești, iată, împreună cu noi și uitându-mă și dialogând. Îmi place să cred că este și. Tata, Mircea car cu noi pentru că mi-a promis la ultimele noastre întâlniri că ne vom întâlni și iată și-a respectat ca un adevărat ofițer promisiunea. Bun venit! Mulțumesc, Michela, îmi pare foarte bine că sunt aici. Mihai Carp, membru în Secretariatul Internațional în cadrul NATO, în cei peste 23 de ani de când este la NATO s-a ocupat mai ales de gestionarea crizelor. Și foarte important în anii 90 a lucrat ca diplomat în diferite funcții la Ambasadele Statelor Unite ale Americii din Berlin, din Chișinău, de la București și uh, la fostul birou al Ambasadei Americii din Cluj-Napoca. Uh, Mihai Carp, un diplomat de carieră, fiul, lui, fiul unui ofițer de carieră și a unui jurnalist excepțional care și-a dedicat, iată, un vac țării. Ce reprezintă România pentru tine, Mihai Carp? În primul rând, România este țara de, de baștină a tatălui meu, este țara unde s-a născut, țara care a iubit-o și care o iubește în continuare și care a slujit-o timp de. Aproape 100 de ani. Toată viața lui a fost dedicată acest, dedicat acestei țări. De când era mic, i s-a instalat o, o tradiție familiară de a servi țara și neamul și regele pe atunci, și toate activi, toată activitatea sa profesională când a fost și în străinătate, nu din liberă alegere, dar a trebuit să plece din țară, arată că a avut toată viața lui țara în suflet și în fapte și spuneam că acum ne urmărește de la München în uh, imaginile uh, pe care le am urmărit uh, le-am filmat uh, cu tata chiar în sediul unde uh, a funcționat Radio Europa Liberă și această expoziție. Ai venit pentru foarte puțin timp la București, e vorba de fapt de câteva ore, nu? <laughs> pentru a Vernisa această expoziție Mircea Carp, un secol în serviciul libertății la Muzeul Național de Istorie al României din București. O istorie în ramă, de fapt, nu? În acele rame ale fotografiilor și tinerii. Ești tată la trei copii, Thomas Junior, Thomas Carp, iată, numele Carp merge mai departe, câți ani are? Acum are 12 ani. 12 ani și Emma, care este cea mai mare... Are aproape 18 ani la sfârșitul lui iulie. Uh, tinerii de vârsta a copiilor tăi, 18 ani, următoarea fetiță are, are 15, 15, ani. 15 ani și Thomas de 12 ani, uh, ce ar trebui să cunoască tinerii din România și cei născuți ca și copiii tăi uh, în afara României, dar care au în gen România? Din uh, istoria aceasta pe care. Ați evocat-o voi la Muzeul Național de Istorie. Copiii noștri cred că au norocul că au putut să călătorească foarte mult, deși s-au născut în Belgia, am venit de multe ori în România, aproape în fiecare vară. Uh, a venit la munte. Uh, deci pentru ei uh, România uh, e, înseamnă impresii uh, foarte plăcute, familiale, uh, impresii uh, uh, și momente familiale petrecute nu numai cu părinții, dar și cu bunicul uh, și pe bunica. Uh, plimbări, uh, în Carpați, vizite în locuri frumoase ale țării și în același timp, în același timp de mici au fost educați și li s-a povestit de viața bunicului prin ce a trecut, de unde se trage familia Carp care a fost educația lui, cum a trăit, ce a gândit și cum o viață întreagă a slujit această țară, chiar dacă a fost nevoit să, să stea departe de țară timp de 40 de ani. Iată cum istoria românilor și a României merge mai departe. Mama invitatului nostru este austriacă, mama. Soția ta este daneză, nu? Diplomat danez și ea. Și iată cum încă o generație duce mai departe numele Carp, dar nu doar numele, ci și istoria acestei familii. Și revenind la istorie, avem aici, în expoziția pe care o recomandăm telespectatorilor noștri să meargă să o viziteze, istoria aristocrației de odinioară eroi din timpul marelui război, licee militare din perioada interbelică, nu? Actele de bravură din al doilea război mondial, ajungem cu expoziția la instaurarea comunismului, la exil și la importanța radioului, la libertatea presei și, neapărat, și la dragostea de patria unui ofițer. Corect. Uh, și uh, este o expoziție care, de fapt, uh, aș zice eu, este o expoziție nu numai despre tata și personajul Mircea Carp, dar și el ține foarte mult ca această expoziție uh, să fie un omagiu pentru o generație întreagă, o generație întreagă de uh, români. Care uh, s-au străduit pentru, pentru binele, binele țării. Uh, și el speră, noi sperăm, uh, că această expoziție va inspira uh, și generația tânără, uh, că în anumite momente ale istoriei uh, ai nevoie de oameni cu viziune. Ai nevoie de oameni uh, cu caracter, ai nevoie de oameni uh, care uh, uh, lucrează pentru interesul, uh, uh, binele uh, țării uh, și care au uh, în suflet niște valori și niște tradiții uh, care pot fi transmise mai departe. Aș vrea să evocăm acum două momente în oglindă momentul evenimentelor de la Timișoara și a revoltei care a izbucnit la Timișoara, tata era la microfon. Și uh, câți ani avea Mihai atunci? Eu aveam atunci 21 de ani și eram student uh, la un masterat uh, la London School of Economics și, bineînțeles, evenimentele din Europa de răsărit au fost nu numai istorice, dar și pentru noi, ca familie, tulburătoare și când au început evenimentele în România, n-am putut să mă astâmpăr, dar imediat m-am angajat la televiziunea canadiană să ajung cât de repede la Timișoara. Și tata când a aflat Tata a aflat de fapt numai după ce mi-am făcut bagajul, că am zis plec, <laughs> plec în România. Și bineînțeles, ca orice tată, i-a fost puțină teamă. Dar eu am plecat și am trăit 10 zile extraordinare, nu numai la Timișoara, dar ajungând apoi și la București. Cum a fost momentul când ai trecut frontiera? Mm. Uh... Ai fost întrebat, sunteți fiul lui Mircea Carp de la Europa Liberă? De fapt, o mică anecdotă, un tânăr grănicer sau, care s-a uitat la, la pașaport, a recunoscut numele și m-a întrebat dacă sunt fiul lui Mircea car, am zis da, și mi-a spus, bine ați venit în România. Și în ce dată eram atunci? Asta a fost pe 24 decembrie. Pe 24 89. decembrie 1989. Correct. Iar tata era la microfonul, împreună cu uh, ceilalți realizatori, erau la microfonul de la München, acolo unde au slujit până la urmă de departe uh, adevărul. Acesta a fost un moment, mi-ar mai plăcea să evocăm, asta era în 1989, în 1991 deja tânărul diplomat american Mihai Carp se găsea la Berlin, nu? Corect. Uh, a fost meu primul post, tău post diplomatic. Exact. Uh, Într-un Berlin uh, după reunificare. Uh, un oraș uh, fascinant uh, și mai ales uh, după încheierea războiului rece și reunificarea Germaniei, uh, uh, am trăit într-un oraș care încetul cu încetul, uh, cele două părți uh, se puneau uh, uh, înapoi și uh, capitala Germaniei încetul cu încetul uh, câștiga în importanță. Spuneam la începutul emisiunii, au mai fost Chișinăul, dar a mai fost și Clujul. A fost și Clujul. La insistența fostului congressman Tom Lantos, s-a deschis un mic birou a ambasadei americane la Cluj și am avut onoarea de a putea reprezenta Statele Unite în acea zonă a României unde am stat un an de zile. În ce perioadă exact? În 90 94-95. Deci o perioadă foarte interesantă, România în plină tranziție, dar într-un fel mi-a plăcut foarte mult că am fost și departe de, de București. Bineînțeles că trebuia să raportez la, la ambasada aici, să-mi trimit rapoartele, dar am putut personal să cunosc multe zone ale Transilvaniei să călătoresc, să stau de vorbă nu numai cu prefecți și oficialități diferitor județe, dar și cu oameni de rând. Îți doreai să cunoști România profundă a oamenilor de rând, România străbunilor tăi, pentru că în axa familiei Carp, nu doar Iașul joacă un rol important, ci și Clujul. Corect, Gerla, de fapt, Gherla acolo s-a născut tata. tata și apoi, când era la liceu, tatăl lui a fost comandant la Sibiu și tata a trăit câțiva ani la Sibiu, care până în ziua de astăzi își amintește că sunt anii cei mai frumoși din, din viața lui. Uh, și îmi povestește mult despre multiculturalitatea Sibiului care a existat pe atunci, uh, avea prieteni români, avea prieteni maghiari, avea prieteni uh, sași uh, și uh, treia într un oraș extrem, extrem de frumos. Tot așa, să facem un arc peste timp între Chișinău. Tata evoca în uh, cartea sa Un veac dăruit țării, dar și în aici, Mircea Carp, să auzim numai de bine, momentul copilăriei sale, când uh, a stat la Chișinău și-și amintea cu ochii de copil Chișinăul, iată că, arc peste timp, fiul lui, diplomat american, ajunge la post la Chișinău. Da, extraordinar uh, și am avut onoarea de a putea împreună cu însărcinatul de afaceri să deschid noua ambasada a Statelor Unite în Republica Moldova, una din cele multe republici post-sovietice care au dobândit independența. Și la Chișinău, la fel, moment foarte interesant din punct de vedere profesional. Cu câteva luni după ce am ajuns a zbucnit, din păcate, primul Conflict în Transnistria. Deci, o, o perioadă foarte, foarte interesantă. Mi-aduc aminte că l-am cunoscut pe tata și a fost. Un dialog atât de cald, de fapt, stăteam de vorbă cu istoria. Asta a fost senzația pe care am avut-o, cunoscându-l pe, pe Mircea Carp. Și mai spuneam, Mihai Carp, și ascultându-te, și ascultând această limbă română pe care o vorbești cu drag și atât de frumos. Aveam uh, senzația unei clarități, uh, orice frază pe care uh, ți-o spunea uh, Mircea Carpă conținea ceva, nu vorbea vorbe. Clar, concis, fără echivoc. Uh, până, poate a... în până în ziua de astăzi. Până ziua de astăzi, până acum, <laughs> nu, pentru că uh, am continuat să ne auzim la telefon. Uh, oare, întreb, are asta legătură și cu pregătirea sa militară sau nu? care l-a urmărit uh, toată viața? Cred că da. Uh, Mi-a povestit uh, când era mic că uh, de fapt nu vrea să devină militar. Uh, apoi uh, poate urmând și pe tatăl lui uh, uh, a fost acceptat la liceu militar de la Iași uh, și bineînțeles că educația militară uh, i-a dat uh, multe Caracteristici care după aceea le-a avut toată, toată viața În primul rând disciplina Deci eu nu cunosc un om mai disciplinat Și cred că această disciplină l-a ajutat și l-ajută în continuare la vârsta la care este Se simțea nevoia unei mai mari discipline în tranziția aceasta lungă a României? Probabil că da. Adică, tranziția în România a fost mai dificilă. Dar să nu uităm de unde a pornit România în 1989, dacă comparăm România cu alte țări fost comuniste. Deci, pe undeva a fost foarte firesc ca această tranziție să fie mult mai dificilă. Mă mai gândeam la ceva. Uh, lupta pentru adevăr și memorie este importantă. De ce? e importantă memoria. Pentru că uh, ne-am propus astăzi să vorbim despre trecut, despre prezent, dar și despre viitor. Uh, Poți să te gândești la viitor fără să-ți cunoști uh, bine trecutul? Nu cred. Uh, și mai ales dacă ne uităm și la evenimentele actuale, uh, trebuie, trebuie să învățăm din istorie și uh, istoria uh, ne dă niște repere pe care putem apoi să luăm niște hotărâri pentru cum a gestiona o criză, cum să facem față unei situații cu care ne, ne confruntăm. Dar nu poți, nu poți să, să înțelegi prezentul dacă nu cunoști istoria. Putem considera că am fost poate prea optimiști în anii 90, pentru că iată, la peste 30 de ani de la încheierea războiului rece, evenimentele tragice și hai să ne referim numai la cele de lângă noi, războiul Rusiei în Ucraina, nu cumva ne arată că am fost prea optimiști când am zis că nimic nu se mai poate întâmpla și iată că puteri autoritare subminează din nou reguli internaționale și nimeni nu mai respectă nimic pentru că mi-a plăcut foarte mult această nuanță, pe care, sigur, de la tata ai moștenit-o. Pentru că, în multe țări, gândirea este din nou arestată, spuneai uh, uh, Mihai Carp. Într-adevăr, într-adevăr, cred că am fost uh, puțin prea optimiști. Uh, pe de altă parte, uh, am trăit uh, niște evenimente istorice, reunificarea uh, Europei într-un sens pozitiv, uh, ca România uh, și au redobândit locul în cadrul familiei uh, euroatlantice, uh, adeziunea la Uniunea Europeană, adeziunea la NATO, uh, etc. Și uh, să spunem și adevărul, în anii 90, uh, când mă gândesc la activitatea mea profesională, am întreținut și relații, hai să le spunem corecte, cu Rusia. Deci, NATO a colaborat cu Rusia, a existat un Consiliu NATO-Rusia, am fost trupele NATO cu trupele rusești în mai multe misiuni de menținere a păcii. Deci, a fost o perioadă unde s-a crezut că poate, poate putem trece peste pragul istorii complicate, istorii de război, etc. Dar, pe de altă parte, cum am spus, trebuie să învățăm din istorie și dacă ne uităm astăzi la politica Rusiei și un fel de nou imperialism, uh, găsim în istorie uh, repere uh, unde s-a întâmplat exact același lucru. Revenind la anul 1990 și la acest recurs la istorie, seniorul Corneliu Coposu i-a adresat în 1990 lui Mircea Carp de plina sa gratitudine nu numai a lui, ci și a tuturor românilor de bine pentru felul în care a susținut, an de rândul, cu sufletul devotat și curaj deosebit, rezistența deznădăjduită. Da, eu n-am avut niciodată personal uh, onoarea de a-l cunoaște pe, pe domnul Coposu, dar știu, știu uh, că uh, a fost uh, un personaj uh, foarte curajos. Uh, știu că tata uh, a întreținut legături foarte strânse uh, cu dânsul, mai ales uh, după, după revoluție. Și uh, domnul Coposu, uh, bineînțeles că este un nu numai un Martor dar un, un personaj extraordinar în istoria României. Așa cum și tata uh, face parte din istorie, uh, nu? Uh, El totdeauna spune că uh, n-a făcut istorie sau nu face istorie, a trăit. A istorie. trăit istorie. Pe Banul Rădulescu, fondatorul Fundației Culturale Memoria, memoria revista. Cu cum era culturii arestate. L-ai cunoscut pe Banu Rădulescu? L-am cunoscut. L-am cunoscut prima oară la Berlin, când eram acolo la ambasada americană, dar când trăia și el acolo și când a început o colaborare foarte strânsă cu, cu tata, după pensionarea lui tata, cu revista Memoria. Ai fost atras și de analizele de politică externă și ai publicat, nu? În continuare, uh, ai fi fost un foarte bun jurnalist sau ai optat vreodată între a fi jurnalist uh, și diplomat? Bă, nu știu hmm. dacă am coquetat sau nu. Uh, Mi-a plăcut întotdeauna și meseria de jurnalist. În continuare, am un mare, mare respect uh, pentru uh, jurnaliști uh, care mai ales... Ne informează din zone de criză, îmi place cercetarea politică, îmi place cercetarea și investigații, dar de când aveam vreo 17 ani eram convins că vreau să devin diplomat. Și de atunci erai convins că vei avea o soție diplomat sau așa s-a întâmplat? Așa s-a întâmplat și revenind la ce ai spus înainte, întâmplare face că am cunoscut-o pe soția mea aici, la București, ea fiind la ambasada daneză și eu fiind la ambasada sua în anii 90. Ce locuri din România îi plac ei? Sau mai mult decât ție? Sau cum? De câte ori veniți? Că în fiecare an, nu? obligatoriu, se vine și la România, în România și uh, l-a însoțit pe tata când a fost la Iași? L-am însoțit pe tata când a fost la Iași acum 3-4 ani uh, înainte de, de pandemie uh, și am fost cu el și cu toată familia la, la Iași uh, o vizită foarte emoționantă uh, pentru noi toți. Am vizitat uh, mormintele strămoșilor, uh, am vizitat uh, pentru prima oară acest oraș uh, minunat, uh, plin de cultură, frumos, uh, curat uh, și a plăcut foarte mult uh, soții uh, și copiilor, bineînțeles. Transilvania, totuși, a rămas uh, în sufletul tău mai mult decât uh, altă parte a țării, sau nu neapărat? Dificil de, Dificil de, spus. de spus. Există uh, multe locuri frumoase și uh, multe locuri. Uh, sunt, dar bucegii? Sunt, și bucegii, fără îndoială, că îi vedem de la casa noastră, la bușten, de pe terasă. De fapt, tot pe terasă, când tata mai putea să călătorească, unde se așeza cu pipa lui și se gândea, poate la trecut, poate la viitor, dar se uita ore întregi la bucegi. Se uita ore întregi la buceti, și până la urmă vorbim aici despre memorie și despre rădăcini. Uh, pentru că aș vrea să mai revenim iar la momentul când ai venit în România, uh, momentul Revoluției, și când uh, uh, ai povestit cum ai ajuns și la mătuși, nu? Uh, ai venit și la uh, momentul acesta al descoperirii familiei de aici, nu? Corect, deși i-am cunoscut o dată, am făcut o prima vizită la vârsta de 11 ani. A fost prima și ultima vizită pe timpul comunismului, și apoi i-am revăzut, i-am revăzut pe 27 decembrie. Și de atunci am întreținut relații foarte apropiate, am călătorit și cu ei. Deci, din 1989 sunt foarte, foarte frecvent în, în România. Și limba română, de când o vorbești? Limba română o vorbesc de când aveam 12 ani. Deci, n-am învățat-o niciodată la școală, niciodată cu caietul în mână și mă străduiesc să vorbesc fără greșeli. Nu ne-am dat seama că nu vorbești de când, ai, de când ai început să vorbești, și de la 12 ani. De asemenea, ca un diplomat de carieră desăvârșit, ești fluent și în alte limbi, pentru că aceasta o consider limba. Da, limba străbunilor tăi. Corect, corect. Uh, am limba, limba maternă, Kant. a fost germana, uh, apoi bineînțeles engleza, uh, pe timp a venit și franceza uh, și uh, la fel și copiii noștri, uh, acum sunt uh, uh, poate cea mare mai mult decât cei mici, uh, cea mare este quatrilingvă, uh, deci vorbește română, vorbește... Daneza, destul de bine, engleză, franceză, și de 2 ani este la școală în Italia și uh, învață și italiană. Da, iată că uh, limba română, nu doar numele Carp, merge mai departe, ci și limba română este dusă mai departe de copii care au venit uh, în țara bunicului lor. Că... Țara tatălui lor a devenit o scurtă perioadă de timp, în 90, și în acel post diplomatic de la uh, Cluj-Napoca, nu? Corect. Atât. Corect. corect. Uh, dar uh, filozofia noastră, și asta a fost filozofia și a lui Tata, uh, a fost întotdeauna uh, că nu vrem să forțăm nimic. Uh, adică eu am învățat limba română. Că mi-a fost drag să învăț această limbă. Copiii noștri învață aceste limbi, fiindcă simt că prin aceste limbi uh, se pot apropia mai mult de uh, niște spații culturale uh, care, uh, din care fac parte. Crezi în critica constructivă? Eu cred că orice critică constructivă este binevenită dacă este acceptată și dacă este și utilizată în sensul bun. Ce-i dorești România acum? De exemplu, eu mă tot întreb de ce noi încă nu avem autostradă. Mă mai întreb de ce cu trenul se face mai mult acum de la București la Cluj-Napoca decât făceai tu când erai abia foarte tânăr diplomat american venit la post în România. Și știm de ce. Pentru că căile ferate nu s-a investit și iată de un, tot vorbim noi de un veac sau mai puțin nu s-a investit, nu te doare când vezi asta pentru că vii des în România, îți aduci și prieteni. Sigur, um... Dacă îmi permit să spun, fiecare țară are pacatele sale. Bine Dar asta este și țara ta. Bineînțeles că mi-aș fi dorit ca multe lucruri să avanseze mai mult. Mi-aș fi dorit, de exemplu, să, și în politică să fie mai mulți tineri. Și politica este o disciplină uh, care nu prea interesează tineretul și știm de ce, uh, fiindcă aici nu ajungi uh, la posturi importante decât uh, dacă uh, poate cunoști pe cineva, deci uh, puțină lume pătrunde pe bază de merit, vorbesc de, de generația tânără. Și atunci, din păcate, un alt fenomen este acel că mulți încă, încă pleacă din țară. Sigur că mulți se întorc, poate mai mult decât acum câțiva ani, dar foarte, foarte multă lume își caută viitorul în afara hotarele României. Pe de altă parte, avem oaze universitare și mediul academic românesc este unul prestigios. Școala Medicală Românească, fie că vorbim de Cluj, de București, de toate marile centre universitare, este una recunoscută. Politehnica Românească. Și atunci, nu cumva îți pui întrebări de ce în continuare tineri își doresc să se perfecționeze sau să studieze la universitățile americane, britanice, din Franța, în condițiile în care și tu aici ai, oare are legătură tot cu lipsa meritocrației? Eu cred că există uh, mulți care uh, totuși uh, recunosc uh, meritele instituțiilor uh, Educative din, din această țară rămân uh, și apoi uh, pleacă în străinătate, uh, fiindcă sunt, cum ai spus, uh, extrem, extrem de talentați, sunt extrem de bine educați și, uh, dacă ne uităm numai în. Uh, disciplina IT, există mii și mii de tineri români supratalentați care lucrează în IT în străinătate, din California până la Bruxelles. Am o veste foarte bună. Există foarte, foarte mult și în Clujul rămas în inima Correct. ta, Mihai Carp, un nou Silicon Valley care e la Cluj. Ne dorim să vină lumina și la laserul de la Măgurele să avem și aici, pentru că sunt aceste oaze și Uh, poate cea mai importantă materie primă pe care o are țara asta este materia cenușie. Corect. Mințile, um, mințile uh, pe care le-ai remarcat cert. și tu. Uh, în America, uh, nu? Exact cum ai spus, românii erau peste tot în... Uh, I -i găsești peste îi găsești, tot. Peste, I -i găsești tot peste tot. tot. În, uh, în mm. ierarhii. Așa cum și tu până la urmă ai dovedit, pentru că Acolo unde ți-ai făcut un nume, nu a contat numele CARP. Corect. Deloc, uh... numele CARP este în România, dar în profesia ta de diplomat de carieră, nu a contat numele CARP. Și pas cu pas, vorbește-ne puțin despre cariera ta. Hai, cariera mea diplomatică am început-o deci în 1991, cu un post foarte interesant la, la Berlin, unde am stat trei ani de zile, dar de unde am fost și detașat la Chișinău în 92, tocmai fiindcă cunoșteam această regiune a Europei, fiindcă vorbeam limba, Uh, și uh, am stat uh, șase luni la, la Chișinău uh, Și apoi în 1994 uh, La recomandarea fostului ambasador american uh, în Germania Richard Holbrook uh, Am fost mutat la, la Cluj uh, Și de la Cluj la București uh, Și după București am ajuns la Bruxelles Și acum? Și acum, deci în cadrul Secretariatului Internațional NATO, sunt de vreo 23 de ani. Am lucrat foarte mult în, pe subiectul gestionarea crizelor, Balcanii, Afganistanul, Irak, Libia, deci toate crizele mondiale unde NATO a fost implicat. Uh, și de vreun an jumate uh, mă, mă regăsesc într o altă divizie, la divizia politică, uh, unde am mai mult de a face cu uh, lucruri strategice. În uh, perioada aceasta de gestionare a crizelor, discutai cu Mircea Carp <laughs> desigur, desigur, discutam cu Mircea Carp de Despre mic, crize, nu de despre... Mic discutam cu Mircea Carp despre istorie, despre crize Și el, întotdeauna, a dat sfaturi bune Și a exprimat punctul lui de vedere Puteai să fii de acord, puteai să nu fii de acord Dar, întotdeauna, avea ceva de spus Se vorbește despre recesiune cuvântul acesta l-auzim de peste ocean. Noi aici suntem îngrijorați de criza economică din 2008. Este diferit de atunci pentru că între timp au fost aceste crize suprapuse, criza pandemia și criza de COVID și iată criza provocată de război. Cum privim spre viitor? Criza aceasta provocată de războiul Rusiei contra Ucrainei. Cred că este una din cele mai <laughs> importante crize, dacă pot să spun așa, fiindcă va fi o criză pe termen lung. Mă tem că acest război nu se va încheia în viitorul apropiat, asta e părerea mea personală. Dar ceea ce este foarte, foarte important este că Occidentul Uh, și nu numai țările NATO, dar uh, comunitatea internațională uh, trebuie să rămână fermă uh, la această criză, trebuie să rămânem uniți și Ucraina trebuie să învingă ca și să rămână un stat suveran uh, în cadrul familiei euroatlantice și, și să devină un membru a Uh, comunității euroatlantice. Uh, fiindcă aici este o vorbă de principiu. Uh, aici e o vorbă de principiu că o țară a atacat o altă țară și, și întrebuințează niște metode și o politică care de mult noi am crezut că nu o să mai trăim niciodată. Deci revenim la uh, ce ai spus înainte, uh, foarte important, reguli internaționale. Am construit un edificiu internațional uh, după al doilea război mondial. Cu toții, chiar, chiar în timpul războiului rece, am respectat niște principii și niște reguli uh, cum să interacționăm uh, țară la țară. Deci în astăzi trebuie să apărăm aceste principii. N-aș vrea să se supere diplomatul de carieră pe mine dacă voi spune așa. Mihai Carp, fiul lui Mircea Carp, îmi doresc foarte mult să avem peste un secol în serviciul libertății pentru tata, pentru Mircea Carp și Uh, această expoziție de la Muzeul Național de Istorie al României uh, poate să aibă să continue și la anul, nu? la 100 și un an pe care îi dorim tatălui tău. Mulțumesc mult de tot! Să auzim numai de bine! Să auzim numai de bine! Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, domnilor să auzim numai de bine!